Salutare tuturor, salutare oameni faini! Facem astăzi etalarea lunii august pentru toți cei din zodia Gemeni, dacă e geamăn, ascendent pe geamăn sau oricare altă planetă importantă în Gemeni. Ești binevenită sau binevenită aici la masa mea, ești binevenită oricum. Dacă ești interesată de un geamăn, de asemenea poți asculta această etalare, poate mai descoperi ceva despre acel geamăn. Hai să vedem care este energia lunii august pentru gemeni. Pentru gemeni și se deschide o poartă către romanță, direct prima carte care a sărit. Poarta către romanță, inima ți se deschide, dragă geamăn, și o altă poartă către ce? Către vindecare și fericire. Măi, măi, ce avem noi pentru gemeni de data asta? Ce frumos! Poartă pentru fericire, poartă pentru vindecare și dragoste, iubire, idilă, o idilă, nu știu ce tot zi romanță, că încerc să traduc, dar traduc aiurea. Da, către o idilă, către o nouă poveste de dragoste. Foarte multă generozitate, văd că ții un echilibru, dai o șansă cuiva sau primești o șansă în luna august. Generozitate și ce mai văd aici? Muncă echitabilă. O muncă echitabilă, ceva, nu știu, așa se împarte, parcă o muncă se împarte, cineva împarte cu tine o osteneală. Nu faci treaba singur, ai nevoie de o echipă, ai nevoie de cei din jurul tău, să nu uiți treaba asta. Ce mai apare pentru gemeni? Iarăși văd muncă în echipă și puterea, unde strei puterea crește. Pentru a duce la succes, da, un proiect, a terminat ceva, ai nevoie de o echipă, se pare. Nu poți doar tu singur. Ci lucrurile merg mult mai ușor atunci când ai pe cineva alături de tine care te ajută. Ok, hai să facem o cruce celtică, să vedem care-i treaba cu tine, dragă geamăn, în luna august. Și tot îmi sar cărți la voi. Un nou început. Tot îmi sar cărți pentru că urmează un nou început și se grăbește așa cumva, repede, repede, repejor. Vine către tine un nou început. În adevăr, cu multă încredere, pleci pe un nou drum. Geamăn, ce avem pentru tine? Ce lași în spate, ce nu te mai interesează, ce se întâmplă în perioada următoare, dar pe la jumătatea lunii, ce ai, cum o să vezi tu luna august, ce vine din exterior către tine, de ce te temi sau ce-ți dorești și aici vreau să văd o carte către ce te îndrepți până la sfârșitul lunii, ce reușești să realizezi până la urmă. Tu faci un drum, o călătorie, ori te întorci acasă, ori pleci undeva pe un drum mai bun. Aici poate fi vorba și de o întoarcere, poate fi vorba și de acel nou început, da? Un capitol al vieții tale s-a încheiat, un capitol mai puțin plăcut, în special pentru cei care au trecut prin ceva mai puțin plăcut în ultima perioadă, se pare că lucrurile se îndreaptă. Este un semn de bunăstare, un semn de îndreptare a unei situații. La ce trebuie să lucrezi? La judecată. Mare grijă la judecată, adică nu judeca pentru a nu fi judecat. Acum eu, na, toată lumea judecă și toți, cu toții facem chestia asta. Din păcate, din când în când, mai avem tendințe din astea să zicem, uite-l pe ăla, uite-l pe celălalt. Mare grijă la cartea asta, pentru că aici e ca și cum ți se acordă o a doua șansă. E ca și cum, Doamne, Doamne, e acolo lângă tine pentru a te ajuta. Și totuși trebuie să ai parte aici de o trezire, cumva. E nevoie de această trezire. Ce mai înseamnă cartea judecății? Mai înseamnă o împăcare. O împăcare cu tine, o împăcare cu cineva din preajma ta, dar mai durează un pic pentru că a venit invers, e așa pe curmeziș, da, mai durează un pic. Dar e vorba de o trezire. Și o trezire spirituală poate fi și că îți dai seama de anumite lucruri, schimbarea sorții, la ce te gândești tu, că soarta ta se schimbă și într-adevăr se va schimba, că norocul vine și la tine, că lucrurile se îndreaptă, pentru că următoarea carte este un paș de cupe. Poate fi vorba aici și de un copil, venirea pe lumea unui copil, soarta unui copil este mâinile tale, mai poate fi și asta. Sau pur și simplu începe o nouă poveste de dragoste. O nouă poveste de dragoste, dar orice ar fi, e bine, e de bine.
În sufletelul tău sau în subconștientul tău ai un cavaler de cupe, foarte multă empatie pentru cei din jurul tău, foarte multă empatie. Cumva în subconștientul tău tu știi că trebuie să fii o persoană bună, știi că trebuie să fii o persoană care oferă pentru a primi înapoi. Frumoase cărți ai până acum, ce lași în spate, împărăteasa arată o sarcină pentru, nu știu ce, geamăn citesc eu acum sau pentru care dintre voi, pentru că aici e ca și cum parcă lași o sarcină în spate și deja ai devenit mămică. Aici vorbim despre un caz aparte, așa, adică facem o mică paranteză. E ca și cum tocmai ce ai devenit mămică, nu de mult, și toată viața ți-o dedici de acum înainte copilului sau știi ceva în genul ăsta, pentru că văd că viața ta s-a schimbat. Sau urmează să se schimbe, luna august fiind foarte importantă pentru tine. Dar asta e așa o paranteză. Bun. Dar, în general, ce lași tu în spate aici, împărăteasa? Grija pentru ceilalți. Oare de ce lași tu împărăteasa? Mai poate fi o mamă. Împărăteasa poate fi și mama, care este lăsată cumva în spate. Către ce te îndrepți? Către un rege de cupe? Păi, ce faci aici? Te desprinzi. Te desprinzi ca și vulturul, știi? Gata, zbori către acest rege de cupe sau regină de cupe, după caz. Dacă ești bărbat, probabil că te maturizezi emoțional, probabil că încerci să găsești acea persoană cumva echivalentă sau apropiată măcar de energia împărătesei pe care tu tocmai ce ai lăsat-o în spate. Dacă ești energie feminină, ești femeie, atunci probabil că vei întâlni acest rege de cupe care o să îți cam dea așa viața peste cap, pentru că îți deschide ușa asta către ce inima ta va fi deschisă și lași să intre în viața ta fericirea și vindecarea. Văd, persoana asta te duce pe alte tărâmuri nebănuite. Bun, cum vezi tu lucrurile? Ești un pic așa într-o indecizie, văd aici, și într-o așteptare. Pentru unii dintre voi este o întoarcere acasă în luna august, pentru că am doiul de bâte, ca și cum abia aștepți cu nerăbdare această întâlnire, acest moment fericit. Aici este un moment fericit, un moment de bucurie. Și se pare că ești așa parcă într-o așteptare, undeva departe și abia aștepți așa cu sufletul la gură să se petreacă toate lucrurile astea. Ce vine din exterior către tine? Și ai un 10 de spade, o trădare urâtă. O trădare urâtă aici. Nu știu cine te trădează, dar te trădează. Sau o ușă ți se închide în nas. Dar nu contează, pentru că o altă ușă se deschide și e foarte frumoasă. Ok. Frica sau speranța ta, împăratul. Frică de ce? De un șef? De o instituție? De faptul că pierzi un loc important, care a fost oarecum important pentru tine? Sau teama de un părinte mai poate fi aici, văd împăratul și împărăteasa. În cazul în care tu ești tânără sau tânăr, s-ar putea, da, să ai o teamă de părinți, așa cumva, lași pe cineva în spate, pentru că împăratul și împărăteasa, venit în poziția asta, mai poate să ne vorbească și despre mamă și tată. Sau poate să ne vorbească despre faptul că îți este teamă dacă, de exemplu, tu ești bărbat și urmează să ai un copil, ai cumva teama aia, știi că, sau și bucuria în același timp, e așa un amestec între teamă și bucuria de a deveni părinte. Poate fi și asta. Dar împăratul ca și teamă sau dorință, poate că îți dorești să ajungi pe un tron, să ajungi sus, din punct de vedere, pe scara socială, să zic așa, îți dorești să urci destul de sus. Aspiri către ceva mult mai bun, ca și dorință, dar ca teamă, cred că ți este teamă de persoanele care sunt peste tine. Către ce te îndrepți până la sfârșitul lunii? Văd că te împovărezi aici un pic. Îți iei cam multe pe cap, ai grijă ce ți iei pe cap, așa de dragul momentului, știi? Să nu ți iei prea multe responsabilități, că zecele de bâte înseamnă multe responsabilități și apăsare, greoaie. Bun, hai să văd mai departe. Vreau să clarific, de fapt, toate cărțile astea. Vreau un pic să clarificăm. Oare tot cu acest pachet sau nu? Cu ăsta mic, cu ăsta mic. Ia să vedem. Roata norocului către ce te îndreaptă? În afară de noul ăsta început, în afară de lucrurile astea frumoase, ce altceva mai trăiește aici? Și am eremitul care a venit invers pentru cei singuri, aviz celor singuri, se pare că nu vei mai fi singur sau singură în perioada următoare. Văd că nu prea stai mult pe gânduri și te arunci așa cu capul înainte.
Nu stai prea mult să analizezi lucrurile, nu te interesează, pur și simplu te duci, da, uite, te duci către ceea ce îți dorești cumva, știi? Adică dacă se deschide o poartă, o oportunitate către fericire, o îmbrățișezi cu cel mai mare drag, fără să stai prea mult pe gânduri. Drumuri, călătorii, drumul, iară judecata, împăcare, împăcare cu cineva, poate că trebuie să te împaci cu cineva la un drum. Ai un drum de făcut și trebuie să te împaci cu cineva, poate fi și asta. E o întâlnire pe karmă, pe destin aici. Fii înțelept sau înțeleaptă, știi, în perioada asta. Văd că ai parte de o trezire. E ca și cum, de exemplu, dacă tu ești într-o țară străină, știi, și zic așa că o să călătorești spre România, probabil că o să ai aici un moment din ăsta în care nu o să vrei să te mai întorci sau ai un moment în care îți dai seama că poți face și altceva cu viața ta. Nu știu de ce simt așa foarte mult lucrul ăsta. Și trebuia să spun și asta. Multe cupe pe aici, multe, multe cupe. Muncă, un drag de muncă, așa, parcă ți-e drag să muncești. Vorbe bune, frumoase și muncă în sufletul tău. O persoană serioasă, îmi pare că ești o persoană foarte serioasă și silitoare, așa muncitoare, îți place să fii organizată, să muncești, să faci cu drag ceea ce faci. Frumos, frumos ies cărțile la tine, doar că cinciul de cupe invers, asta e foarte bine. Măi, ce cum ies cărțile astea. Regele ăsta de cupe, o persoană matură emoțională, o persoană care te poate impresiona, știi, într-un fel sau altul. Se pare că șterge lacrimile sau se pare că sunt cele două cupe pe care tu nu le-ai văzut atunci când ai trecut printr-o dezamăgire. Știi cum se spune în cinciul de cupe? Special cei care cunoașteți tarotul știți prea bine. Cinciul de cupe este o carte a dezamăgirea, supărării, este doliu emoțional, tristețe, sufletul tău plânge aici pentru că vezi numai partea proastă a lucrurilor, vezi partea asta negativă, nu vezi că în spatele tău sau că urmează după această supărare, nu vezi că urmează ceva frumos. Și venite invers, este exact acest ceva frumos pe care tu nu l-ai văzut la un moment dat, este momentul să intre în viața ta. Probabil că luna august va fi o lună în care aceste două cupe, doi de cupe, da, intră în viața ta. E o bucurie, e o întâlnire. Doi de cupe, cupa din mâna lui, e o întâlnire, știi? Poate fi o întâlnire și cu cineva din trecut, pentru că la capătul cărților eu am văzut un șase de cupe aici. Poate fi cineva din trecutul tău care la un moment dat ție ți-a fost tare drag. Ok. Lucrurile, cum le vezi tu? Așteptarea asta mai durează mult? Nu știu dacă mai durează mult, dar văd aici că îți pui niște granițe personale în fața celor care intră și ies din viața ta cum vor. Cred că închizi tu niște uși aici, așa mi se pare. Nu mai lași în viața ta persoanele astea care intră, ies, așa trecătorii, știi cum s-ar spune, aventurierii și trecătorii. Aici este un mesaj pentru o doamnă, cred că, care și a cam învățat lecția și cred că își cam închide ușa. Ceea ce este foarte bine. Întorci spatele celor care nu merită atenția ta. 10 de spade. La ce se referă? Cine vine din exterior cu energia asta către tine? Cineva care stă la cotitură acolo și așteaptă cu energia asta către tine. Vezi că cineva încearcă să te împiedice să nu pleci. Cineva încearcă să te împiedice să nu pleci. Am șasele de spade, întors, cineva parcă îți dă un ultimatum, parcă spune că dacă pleci, plecat rămâi, știi, ceva în genul ăsta, dar tu ești atât de bucuroasă și atât de bucuros, bucuroasă și atât de bine îți pare că pleci sau că avansezi, cineva care încearcă să te oprească din loc, să te oprească în evoluția ta, mai poate fi și asta, deci putem vorbi despre un drum la propriu sau la figurat, pentru că putem vorbi și despre o călătorie spirituală, știi, spre ceva mai bun. Putem vorbi și despre o îndreptare a ta, o îndreptare a lucrurilor, a vieții tale, știi? Și aici văd că cineva încearcă din răsputeri, cu răbdare și așa e destul de, nu știu cum să spun, stă parcă la pândă și așteaptă momentul să te împiedice, știi, e o piedică. Deci grijă la persoanele din exterior care încearcă să te oprească din evoluția ta. Mai poate fi vorba, de exemplu, despre un loc de muncă. Am văzut foarte mult muncă și muncă în echipă și pentru unii dintre voi.
Aveți la muncă colegi care încearcă să te oprească din evoluție, adică dacă tu vrei să ajungi acest împărat, tu vrei să ajungi pe un rolul acesta de conducere, pentru că împăratul asta face conduce, ai șerpi în preajma ta, ai persoane care te opresc. Nu, o secundă. Bun, hai să vedem împăratul. Care-i treaba aici la dorințe? Și văd aici pe cineva din leu. Cineva leu sau berbec cu putere aici, e o persoană puternică. Persoană puternică de care tu te temi sau vrei tu să ajungi în poziția asta de persoană puternică. Ok, și ce mai văd aici? Către final, către finalul lunii, luna august, septembrie, așa spre final, văd aici o petrecere la care ți este foarte greu să ajungi. Poate fi o invitație, poate fi o petrecere la care ți este destul de greu să ajungi. Și cineva insistă. Probabil că de acolo zecele ăsta de bâte. Dar, în rest, citirea mie mi se pare a fi chiar foarte bună. Lucruri frumoase vin către tine, foarte faine. Grijă mare aici la cine vine din exterior. Ai persoane care te invidiază clar, 100%. Ai pe cineva aici care încearcă să te oprească. Pe cineva care încearcă să spună bețe în roate, cum s-ar spune. Pentru că exact cărțile care vin din exterior, vezi tu, uite, 10 de spade, trădare, dezamăgire puternică, rupi legăturile cu cineva. Ai așteptat ceva timp, mai poate fi și asta, că tu ai așteptat ceva timp să rupi această legătură, să încheie această legătură, că drumul vostru se blochează, e ca și cum până aici a fost. Sau este cineva din exterior care încearcă să-ți bage bețe în roate, da? Cu răbdărică așa stă la pândă să te blocheze în tot ceea ce tu faci. În rest, cărțile sunt foarte bune pentru tine, dragă geamăn, chiar foarte bune. Numai o secundă, să iau un pachet pentru a face o... Mai scot câteva cărți pentru un sfat, dacă te interesează, dacă nu, te poți opri aici. Bun, am aici câteva cărticele pentru sfaturi. Haideți să vedem ce sfat îți dau ție cărțile pentru luna august. Foarte fain, foarte fain ți-a ieșit citirea, foarte frumos, cărți bune, mi-arată înțelepciune multă, mi-arată faptul că te îndrepți către ceva frumos. Abundență, da, bucură-te de perioada următoare pentru că abundența este acolo pentru tine. Nu mai crede în iluzii, tu știi cel mai bine ce este bun pentru tine și fii mulțumit cu ceea ce sau mulțumește-i Universului, da, pentru binecuvântarea care urmează să se întâmple, da? Ceva în genul ăsta. Că ești binecuvântat aici, în perioada următoare, cu tot felul de lucruri frumoase. Bun, dragă geamăn, cam asta este. Eu v-am pupat să aveți un august deosebit de frumos, cu cele mai frumoase realizări, cu tot ceea ce voi vă doriți și Doamne ajută! Numai bine! Ceau, ceau, ceau!